Hai, 3, 2, 1 și... Salutare tuturor, este Rafael și bine v-am găsit la un nou episod de Mod Showcase. Iar înainte să începem, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți rea și vezi episodul în continuare. Să prezentăm împreună cu Marius cât de multe moduri. Așa. Modul de astăzi se numește... Cum se numește, Marius? Slater Mod. Picture in Picture, prescurtarea P-I-P. Pip. E un mod foarte jmecher. Mă nebuni, Rafael. Cred că stătii două ore după el. Să spunem varianta lui Marius Epic. Două ore a stat după el să instaleze un mod amărât. M-am chinuit foarte tare să instalez modul pentru că nu știam ce are. Haideți mai să prezentăm modul. Deci, de ce ți se dor din picioare? Marius. Mulțumesc serverului tău că mi-a făcut asta. Marius, ce ai făcut? Continuăm. Mai arăta IP-ul pe filmare. Hai, dă-l încolo, oricum să schimbă. Mă flodează lumea, Marius. Să schimbă, mă, Rafaele, mă. Zi, hai. Zi, gata? Cred că e mapa prea mare și mi se pulește serverul. Apasă tab, Marius. Da, asta e problema. Îmi intră notificarea de la Steam peste. Ia uite. Ce face modul mai exact? Modul e simplu, dar face un lucru foarte epic. Când apeși tab, poți să vezi ce vede celălalt player. Da? Deci eu, practic, pot să văd ce vede Marius. Vedeți, eu sar și în colțul din dreapta Marius mă vede pe mine sărind. Așa că e șmecher? Foarte șmecher. Foarte șmecher. Gândiți-vă, modul acesta nu trebuie să fie instalat pe server. Deci, dacă l-ai tu instalat, e ok. De exemplu, eu pot acum să mă duc pe Survival Games și să mă uit la oricine. Îți dai seama cât de troll e asta? La mine nu se generează mapa, e mapa prea mare, asta nu înțelegi tu. La mine se generează. Prea mare, asta se desește milioane de ori. Ce mi-ar plăcea mie, în schimb, în loc să... Nu vreau să hack-uiesc, dar la Survival Games, de exemplu, când joc cu Marius, mi-ar plăcea să pot să folosesc modul ăsta, pentru că văd ce vede el. Da, e... și filmăm amândoi. Da, e mai interesant. Nu să hack-uiesc, deci să mă uit la inamic să văd unde e mod solbat. Sau ceva gen. Bun, pur și simplu, dacă te enervează asta, pești tab și apare doar capul playerului, numai la că... La mine nu mai apare capul la pește. Nu? Nu. Nu? Bun, hai să... Deci v-am arătat ce face modul. Ceva simplu, nu prea avem ce să explicăm. Dar haideți să ne uităm la setări. Apasă Escape, Marius. Așa. Options. Vedem aici în dreapta jos. Hit O to view more options. Apasă O. Așa. Picture in picture și client only. Și da. De aici ne setăm noi mai exact... Adică sunt setările modului. Ca să poți să te joci puțin și cu chestia aia în caz că te enervează. Te joci cu ea, da. Te enervează. Asta trebuia ies. Bun, hai să ne uităm la Pip Corner. La fiecare setare apare în dreapta, după cum bine vedem, o descriere care spune ce face mai exact, ca să nu te duci să descoperi. Da. Asta arată în ce colț al ecranului vrei tu imaginea. Eu zic că e destul de ok, că te lasă să o pui în ce parte vrei tu, adică te lasă să te joci, să zicem așa. Să te joci cu ea. Să o faci transparent, o faci mai mare, o să vedem acum. Poți să te joci cu ea, să o faci mai mare. Poți să o pui în ce colț vrei tu. Da, în ce colț. Poți să o pui și în mijloc, oriunde vrei. Poți să pui și înăuntru. Taci, mă. Noi avem setarea nouă, adică în colțul din dreapta, dar putem să punem, după cum am zis, și în mijloc, în mijloc mai sus, în mijloc mai jos, etc. Putem să dai la picture in picture size. Avem și o mărime, de exemplu, ia, pune 90. Unde, mă, unde e aia? Picture in picture size. Eu nu văd. A patra de sus în jos. Da, da, a găsit. Ce mărime punem? Uitați-vă cât de mare. Ce, să pun 100? 90. Cine zis așa? Uitați-vă cât de mare. A spus ea așa. Mamă. Bă, păi nu mai văd pe ecranul zici meu. Că, zici că... Acum mai uit ce faci tu. Ia apasă F5. Apasă F5. Eu ori nu pot. Păi nu se întâmplă nimic dacă apasă F5. Mă, pe mine. Ia, uite-te la mine. Mă uit. Așa mare. Vine un creeper. Bun. Uite-te la capul meu. Hai să apăsăm options din nou. Hai să punem înapoi pe 30. Ok. Show peep icons înseamnă să arate în dreapta capul acela. Dar noi îl lăsăm. Era 30, era? Ce? 30, da, 30. Ok. Ok, putem să dăm și pe third person, ia să punem noi la... Mi-ar place să fie ceva cu căutare, știi? Să caute toți playerii și să afișeze capul. Să nu mai scrii numele. Ia stai puțin. Ia, bă, nu știu ce face asta.
Deci, pay-per-view, ia pune la pay-per-view, pune 1. Unde aia? Pay-per-view, ui, caută și tu, dă sus în jos, sub 6, cred. 1, 2, 3, 4, 5, aoleu, dar nu poți 6, dar nu... da! Ia pune 1. Așa? Și apasă F5. Nu s-a întâmplat nimic? Ai apăsat? Da. Ah. Nu știu, acolo scria că trebuia să văd de la tine, ca în F5 sau ceva gen. Păi ia, văd că nu merge. Păi am F5 acum. Da, și eu. Hai să lăsăm pe 0. Hai să lăsăm first person. Hai să vedem. A, da. Asta, player cam. Aici e jmecheria. Arată-le și tu la oameni, la player cam. A 7-a de sus în jos, dacă nu mă înșel. Ce face mai exact modul ăsta e că nu te lasă să vezi la oricine. Gândiți-vă dacă intram pe serverul de Survival Games, că mie mi-apăreau 30 de bucăți ăstea pe ecran. Adică era imposibil. În schimb, trebuie să scrii tu numele persoanei aici. ID-ul de la cont. Ce ID de la cont? Păi ăsta e numele ID-ul tău de la cont. Nu, că eu la ID de la cont am e-mail-ul. Mă, Marzul, mai certat, asta e video-ul meu. Lasă-mă să explic. Video. Video. Trebuie să scrii numele persoanei respective, ceea ce îl face destul de corect. Poți să scrii de așa. Nicolae Guță. Bun, trebuie să scrii numele persoanei respective. Acum, hai la următoarea, la pip range. Deci asta are o limită, dar dacă nu mă înșel, ia stai așa. Hai să ne îndepărtăm să vedem cât de mult duce asta. Am impresia că dacă e pe 0, deja stai. Să ne îndepărtăm noi destul de mult. Ia să pun 512. Când setarea e pe 0, am impresia că merge infinit. Tu ești deci în sus? Opa! Bă, mi se luă lumina de la tine. Aha, nu e infinit. Mi se luă lumina de la tine. Da, pentru că ne-am depărtat prea mult. Dacă suntem la o distanță unul față de cealalt prea mare, dispare. Acum, setarea trebuie să fie undeva la 100 de blocuri și am înțeles că e un bug chestia asta. Păi da, dar eu pot să-i 512. Da, 512, dar mai bine o lași pe 0, pentru că e mai mare decât 512. E mai mare 0 decât 512? Da, centimetri? Așa am înțeles, așa am înțeles. Și că e un bug, nu știu. Aici, dacă vrem să-i vedem numele la ecranul acolo, hai să ne teleportăm. Perfect. Hai să ne uităm la setări, să fim siguri că n-am ratat nimic. Asta, încă o setare folositoare. Asta este cât de transparent să fie, adică dacă punem noi 30. Pune 30, Marius. Este. Unde anume? Stai o secundă. Unde 30? La ce? Pip range gata. 0, nu? Pune, fii atent, pune pip transparency 30 și pip transparency mod 0. Jos de tot. Gata. Uite-te la alea, penultimele două. Așa, ce se întâmplă? Vezi că e transparentă imaginea. Da. Dar să vezi. Și acum hai să punem și maxim, cât de... ia fii atent. Pip in picture size 90. Bă, nu mai... zici că mi se face rău. Eu nu pot să joc cu așa ceva. E transparent și am făcut malo. Bun, stai așa. Deci să punem 30. De fapt, putem să o punem 20 ca să fie ceva mai mic. Putem să o punem, Rafael. Dar hai să-ți arăt ceva șmecher, Marius. Pune înapoi pe 70, să nu mai fie transparentă. Așa. Adică, mă rog, e puțin de tot transparentă. Și fii atent, ultima setare de jos de tot sunt frame-urile. Noi acum avem setate 30 de frame-uri, ia pune un frame. Așa. Și ce să schimbi la transparent și cu V? Pune la pip transparency 70 și pip transparency mod 0. Și pune ăla de jos de tot 1. Cum să-i? Da, ia uite cum se mișcă. Aoleu, ce urât să vede. E frame-uri. În lag. Deci, practic, pentru calculatoare mai proaste sau? Așa să mișcă Minecraft-ul într-un frame. Îți place, Marius? Urăsc asta. Zic că camerele de supravegheat, știi? Când jucam eu înainte Survival Games, așa s-a întâmplat. Cu fie 50. Hai să vedem. Dacă punem 60, 60 de frame-uri. Cum să-i, dar îmi load în frame-urile mele de filmare. Da. Îi ții de frame-uri. Aha. Dar se mișcă și mai repede acum. Acum se mișcă. Ce trebuia să menționez la început, dar am uitat. Eu m-am chinuit foarte mult să instalez modul ăsta și că pentru că nu mergea. Ne apărea imaginea cu gri. Este din cauza faptului că nu trebuie să folosești shadere.
Dar nu că nu trebuie să le folosești, nici măcar să le instalezi. Nu trebuie să ai modul instalat de shader. Da, deci trebuie să ștergi modul de tot. Eu mă gândeam că doar trebuie să nu le folosești, să dai la shaders none. Dar nu trebuie să l-ai instalat deloc. Corect, Marius? Mie îmi cade serverul pentru că să încarcă două hărți. Tu ai harta memorie și ție nu trebuie. Dar să mie nu cade. Păi normal că tu ai harta memorie, înțelegi? Pe calculator, pe serverul tău și tu nu trebuie să o încarci. Și mie mi-o încarcă și când mi-o încarcă mi se blochează serverul, înțelegi? Da, nașpa. Probabil e harta prea mare sau ceva gen. Da, 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 nu știi că am pățit mereu. Modul ăsta e foarte bun dacă vrem, de exemplu când am jucat noi pe Desert Survival ăla, trebuia să folosim modul. Și că vedeam... La mine nu se randează chunk-urile, e foarte greu să randează pe pip. Nu știu ce să zic. E din cauza la server, da. Da. Oricum, ăla pe Desert Survival trebuia să folosim asta. Înseamnă că era mișto, vedeam, pac, ce facem unul altul. Aha. Dacă mai facem vreo serie de asta, băgăm modul. Dar nu că nu, băgăm, nu putem să băgăm shader-ul. Ce ne face, Marius? Păi nu mă filmez cu shader, mă. Renunțăm la shader. Da, Marius, doar ca să ne vedem unul pe altul, nu? Da. Wow. Bun, dar aici chem și noi acest mod și eu. Vreau un like, eu. Marius, vreau un like. Multe like-uri. Să-mi dai un like. Ai... Gata? Ai terminat? Hai zi dacă ai terminat, o să fac outro-ul. Dacă vă place canalul Xlader și doriți să vedeți ceva nou în fiecare zi, abonați-vă, nu ratați o această ocazie pentru că nu o să vă zic de două ori. Dar tu de ce nu le zici oamenilor să aboneze și la mine? Dacă vă place canalul iRafael, face niște videouri foarte frumoase, postează 10 videouri pe zi. Asta mi se pare foarte interesant, dar are prea mult timp liber. Abonați-vă la el, nu știți ce pierdeți. Wow, mai ales. Revenim după publicitate. Te pricepi. Ar trebui să faci promovare, mai ales tu. Ești bun. Sunt bun, știu. Băgăm reclame acum? Da, revenim după publicitate. Bun, aici e episodul, sperăm că v-a plăcut, mulțumim pentru că ați acordat și ne vedem data viitoare. Pa! Pa!